Un bărbat în vârstă de 31 de ani în comuna Plopșoru, județul Gorj, a ajuns la spital după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod. Potrivit polițiștilor gorjeni, tânărul, în timp ce conducea din direcția Filiaș către Rovinari, ar fi pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod. Conducătorul auto a suferit leziuni și a fost transportat la spital. Tânărul era conștient în momentul în care a fost preluat de ambulanță. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că în timp ce un bărbat de 31 de ani din comuna Plopșoru conducea un autoturism din direcția Filiaș către Rovinari, ar fi pierdut controlul direcției de mers, părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un cap de podet. În urma impactului, conducătorul auto a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit un dosar penal în care se vor continua cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Solicitat să intervină pentru gestionarea situației de urgență generată de accident au fost și membrii ISU Gorj. Astfel, la fața locului s-a deplasat un echipaj pentru descarcerare și un echipaj SMUR din cadrul secției de pompieri turceni, care au constatat că tânărul conducător auto nu era încarcerat, acesta fiind ulterior preluat de echipajul SMUR și transportat la spital.